Dragii noștri prieteni, ne aflăm astăzi în localitatea Vădastra din județul Olt, la mică distanță de Caracal și aproape de Corabia, da? Și o să gătim astăzi la țăst. O să gătim cum n-am mai făcut-o niciodată, pentru că o să vă arătăm și cum se fabrică acest țăst. Avem aici curtea plină, dar cele mai muncitoare, iată, sunt tanti Gheorghița și tanti Fonta, care au așezat deja țăsturile pe lutul, pe niște, să zicem, matrițe, niște forme. Haideți să vedem cum au făcut de la început. Bună ziua, bună ziua! Bună ziua, tanti Gheorghița! Bună ziua! De când munciți la țăsturile astea? Păi astăzi ne apucăm. De azi dimineață, nu? De azi dimineață, da, da. Din ce ai făcut lutul ăsta? Ce, cu ce l-ați amestecat? Cu paie, cu balegă. Cu balegă de cal, de vită? Orice balegă ar fi. Da? E bună, da. Da? Da, da. Ce-i faceți? Îl amestecați bine, bine, bine? Da, da, da? Cu paie, da. Și după ce l-ați luat de acolo, de la, să zicem, din groapa de lut? Da, da, da. Da? Da. Îl așezați, iată, ne uităm la astea, ați făcut un fel de moț aici. Da, 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 da. Și la primul vedem că i-ați făcut și o gaură prin care ați băgat fierul pentru coacerea pâinii. Da. Fierul pentru coacerea pâinii. Da, da. Să rămână o gaură, cât îl țineți aici acestul? Cât stau ele? Până se usucă bine, bine. Adică, o săptămână? Da, da. Le ridicăm după pământul acela negru și le dăm ca să usuce și pe partea cealaltă. Bun. Da. Ce secret au ele de nu crapă atunci când e foc foarte mult? Crapă pentru că se frământă de multe ori. Să pune paie la ele, balegă, să frământă de multe ori, cum să frământă pâinea. De ce o frământi, de-aia nu crește și nu o crapă. Da? Da. E, bine, o să avem și niște țesturi făcute deja, la care o să gătim, o să punem pâine la țest, o să facem și alte bucate foarte interesante, adică o saramură de pui, cum se face aici în partea asta de Olt, o să facem o ciorbă de raci, și încă o ciorbă de roșii cu măturică de cimbru în ea. Așa că rămâneți lângă noi să vedeți tot acest proces aici la domnul Cococi în curte, într-o vreme superbă. Deci stați lângă noi. Lele fir, ar glasul tău să fie. Tanti Anișoara, iată, stăm de vorbă cu ea, a apucat acasă, timpurile în care se gătea numai la țăst. Nu făceam eu, era mama, făcea mama și țeste când se ducea 7-8 femei de-l făcea țestele, nu puneai una singură, că nu puteai să le calci. Dar acum când m-am căsătorit și am venit aici, am intrat în rândul femeilor și am trecut la țeste. Da. Ne duceam 7-8 femei și îl strângeam iar de la margine. Care cu mâinile, care cu lopata, care trăgea cu sapa și îl făceam iar la mijloc mușuroi. De 9 ori îl întindeam și îl călcam. De 9 ori? De 9 ori. Dar de ce de 9 ori? Zice că atunci aș face el legătură pământul cu paiele și nu mai crapă el când ars foc. Păi te ținea un țăst înainte și nu după de-a rândul luai pământ, că nu după de-a rândul era bun. Da. În locul lucutare e pământ bun de țeste. Acolo ne duceam și luam. Ce făceați la țeste special? Nu era cuptoare electrice, ca acum nu era cuptoare mari. Păi mi-a făcut Mitrel un cuptor acum. De făceam 7 pâine odată în el. Scum venea o jumătate de oră, îl ardeai, o jumătate de oră sta în cuptor. Da. Era 7 pâini. Da. Dar la țăs, ca să coși 7 pâini, nu puteai. Te apucat 12 și te coceai acolo la țăs de dugoare. Da. Și focul făceai numai cu viță, cu... Cu viță, crengi, uscate. Cu... Crengi băgam numai când vreau să băgăm tavă. Găteam la tavă, păi gătea la tavă la țăst, îi zicea tavă la țăst. Adică ce puneai în tavă?
Și bucăți de pasăre, și bucăți de oaie, și de capră. Făcea o friptură, tăi ceapa fideluță. Da. Și puneai acolo. E, mai încoa ai avut aragaz, și... ai avut da. De toate, mașini de gătit, cum ar veni. Care era gustul ăla de la țăst și care e acum? Ce era în plus atunci la țăst și acum? Era mai gustoasă și tava când o găteai cu carne la țăst. Și pâinea. Și pâinea. Oare de ce? Nu știu. Lutul ăsta o aduce un aromă de la mâncare. Și acum pune și fă... Sau înainte babele făcea ciorba de roșii în oale de pământ, da. În vatră. Și punea o brazdă de tor. Punea la ea. Tocmai la burta, la oala de pământ, că ați văzut că ea vine da. Ovalizată. Și tocmai la burta ei unde era da. Să fiarbă, acolo era brazda cu tor. Sunt aici cu tanti Marcica, care deja a curățat usturoi. Da, și îl toc. Îl zdrobești bine. Îl pisologesc, bine. Da. Îl pisologești? Da, da, așa se zice, se pisologește usturoiul. Aha. Îl pisologesc cu adică se face o pastă. Da, se face o pastă ca să facem saramură. Din pui pe grătar, îl punem pe grătar. Da, facem roșii. Avem aici doi avem pui. Doi pui. Doi pui de țară, da. Se vede că sunt de țară, da. S-au fost spârliți frumos, da, curățați, spălați. Da, da. Îi punem întregi pe grătar? Da, da, da. Întregi? Da. Îi răscăiem cumva? Da, îi răscăiem ca să poată să îl pătrundă focul. La foc mai mic. Da. Da, da, la foc mai mic, punem roșiile, le coacem. Aveam roșii aici, roșii da, de țară, e clar da. Avem, ce mai punem pe grătar? Avem ardei. Ardei, da, ardei. Da, punem da. Pe grătar, punem și capia, punem. De toate ele punem pe aici grătar. Aici ce avem? Usturoi, tot usturoi, usturoi da, da, că facem saramură mai multă, că suntem mulți. Suntem mulți, da, suntem mulți e, în curtea plină, da, nu pot să intre toți în cadru. N-au dar cum. Vă spun, peste tot pe aici, ca la filmări. Da, da. Ce mai fac? Odată saramură, da, asta da. E felul 2. Da. Avem o ciorbă de, de raci. Raci. Da. Iată, avem raci aici. Da. După cum v-am zis, racii sunt un soi de ardei, eu știu, deosebit pentru că sunt pretabili la uscat. Și dau o aromă nemaipomenită atunci când facem ciorbă da. Sau putem da. Să-i facem și mâncare. Da. Da. E, îi lăsăm un pic așa, îi rehidratăm un pic. Și îi spălăm un pic cu apă caldă, da? Îl curățăm de semințe și de vinișoarele alea da? Și după aia umplem cu coca care am preparat-o. Păi să zicem, asta e problema cu coca, da. Cu compoziția. Compoziția, dă-i umplem. Tocăm ceapă, da? O punem la călit cu ulei, cu puțină apă. Și înglobăm călește... făina. Da, punem făina, o coacem bine, bine, bine. După aia mai punem un pic de apă. O coacem bine, o scoatem de acolo să răcește și umplem raci, ardeiul. E, aici consistența e problema. Adică trebuie nimerită consistența aia în așa fel încât ca nici să nu iese glonț, iese, da. Nici să nu iese din rac. Așa da? E. Să se împrăște în ciorbă. Aici, aici e o tehnică. O tehnică, da. Care nu toată lumea îl face. Da, o să vedeți la momentul potrivit când umple în racii, ce consistență trebuie să aibă compoziția asta. Vă arăt da. Imediat. Da, gata. Dar, până una alta, trebuie spus că racii pot să fie și de dulce. Adică putem să, deși nu conțin carne, nu. Putem să prăjim acea ceapă în untură. Da, da, putem. Fiecare... Da. Cu ce vrea și cu ce are. Cu dacă ce are. Nu are, da, mănâncă ce n-are. E, pe lângă această ciorbă de, de raci, o să mai facem o ciorbă care se face des în această parte zonă, de țară, da, în această da. Zonă. Da. Se numește ciorbă de roșii. De roșii. Cu cimbru mult și vă spun că e una dintre cele mai gustoase ciorbe de post din câte ați mâncat până acum. Pentru că e făcută din roșii de țară, roșii dulci, bine da. Coapte, da. Multă, adică este groasă, o ciorbă groasă, densă, cu multă ceapă. Da, da, cu multă ceapă, cu un ardei gras sau cu capia, da. Cu cimbru, după aia îi cimbru. Punem un pic de fidea.
o prindem și cu un ouleț dacă vrem să... Să nu o facem de post? Să nu o facem de post, da. Dar da? Dacă o facem de post, nu-i punem. Dacă o facem de post, de post nu, nu-i punem ou. Nu. E, pentru omul care merge la muncă, cred că ar trebui și un pic de proteină. Deci e bună și așa că nu poți să mergi la muncă, să dai cu sapa și să mănânci șorbă de roșii de post. Poți să pui roșii, ouăle și întregi în ea. Uh-huh. Și când pui în farfurie, pui un ou întreg și cu ciorba aia și merge. Eu și dacă ciorbă... ai ceva înainte... Adică o țui. Adică da. O ciorbă dulce acrișoare, da? Dulce acrișoare, care în perioada caldă se poate servi și rece. Nu, e mai bună rece. E mai bună rece. Mai bună rece, da. Da. Să-i coțui că înainte se poate și un coniac, de ce da, are omul acolo, de pus pe masă. De cât e de bogat, da. Da, da. Imediat vă arătăm cum umple în racii, dar până una alta, iată, în spatele nostru merg, să zicem, instalațiile. Da. Dar avem aici pe cineva care a venit tocmai din județul Argeș și care se numește cum? Lili Roibu. De unde veniți? Din Hârsești, Argeș. Sunteți aici oaspete care și muncește. Da. O să faceți o pâine. O pâine în țăst. Deci e specialistul nostru de pâine în țăst. Iată, frământă la pâine de ceva timp. E unul dintre secretele pâinii, nu? Da. O lăsați după aia la dospit. O lăsăm la dospit cam 15 minute. Crește, o punem pe cărpător, se numește. Da. Chestia care să bagă pâinea da. Acolo. Da. Așa și... O lăsăm să coacă iar vreo 15 minute, ne uităm la ea, vedem când s-a rumenit, să fie suficient. Timpul e fix sau e relativ? Adică în funcție de cât de încinse exact, țăstul? Exact, da. Și da? Ea o să crească tot în funcție de timp. Dacă este cald, crește mai repede, dacă este frig, așteptăm după ea. Trebuie să așteptați alături de noi pentru că vrem să vedem dacă tanti o să ungă această pâine cu roșii sau cu ou. Cu ou, da. Sau cu păi vă hotărâreți sau? Ce-mi dă de aici cu aia? Da, n-a venit cu ingredientele de acasă, așa că ce are omul, aia punem pe pâine. Dacă are... Vă dăm și roșii, ce vreți, aia vă dăm. Da, da. Pentru da. Aspect. Pentru aspect. Și roșia și ou. Că așa putem să o lăsăm fără, îi dăm un pic de apă deasupra ca și față și atât. Da, bine, înfigeți furculița, îi faceți semnele, crucii. Sigur, da. Atunci când o punem, o să vedeți cum să face. Da. Mult cimbru, oameni buni, cimbru... proaspăt, după cum vedeți, ăsta dă gustul la ciorba de roșii. Ciorbă, da. L-am băgat, a fiert cu crecuță cu totul. Uh-huh. Nu-l toc, așa să îl scot după aia când pun la masă, scot crenguța, o arunc și pun și mâncăm. Să aveți poftă bună. Bun. Iată consistența, cum să zicem... Coca de să umple raci. Coca. Iată da. Cât trebuie să fie de consistent. Iată, nu cade de pe lingură. Și o să ne arate tanti Marcica imediat cum... Vă trebuie o lingură mai mică sau direct cu asta? Așa. Uite așa, se bagă aici așa, în ardei. Deci cu mâna. Cu mâna, da. Da? Da. Adică se înghesuie un pic se pentru înghesuie, că... Se înghesuie, normal că se înghesuie. Pentru că ea se mai umflă da, atunci când da, o fierbem, da? Da, când o fierbem se umflă. Și o punem, uite așa, o punem pe un platou și o băgăm la ciorbă. Uh-huh. Când deja ciorba începe când să fierbă. Ciorba, sigur. Când legumele ciorba... au fiert. Legumele au fiert, le-am călit toate, am pus borș, am pus ce am pus în ea, tot. Când e aproape gata și cartoful fiert, băgăm raci. Uh-huh. Fierb și ei, punem leuștean sau ce vrem noi. Cu ce acrim ciorba? Noi am acrit-o cu zeamă de varză. Zeamă de varză în zona asta, da. La cu noi zeamă da. De varză. Da. Și probabil e cea mai bună, e mai bună decât borșul. Poate normal. Sunt eu subiectiv, dar... Nu, dar e cea mai bună. E cea mai bună, normal. Da. Ciorba de roșii nu se acrește. Nu. Nu. Ciorba de roșii e ciorba de roșii. Are acreala roșii. Da. O să le vedeți imediat la foc. Și ciorbele și saramura pas cu pas. Da. Cum se face? Da. Neica cu plugu, cum seamănă ogorul.
Uite-ne, ica, cu plugu, cum seamănă ogoru. El cântă cu foc și dor, ca așa-i omul muncitor. El cântă cu foc și dor, ca așa-i omul muncitor. Când pe la pâinea pe cărpător pusă pe frunze de viță. Da, ca să poată să dezlipească după cărpător, când o băgăm în țăs, să alunece, să fim siguri că s-a așezat și da, și coacă. Ce mai facem de acum? Ia să vedem ce înseamnă, îi facem. O întindem un pic. Da. Ca să fie un pic mai subțire, că ea o să mai crească un sigur, pic. Da. Așa. Stoarcem un pic de roșie. Uh-huh. O ungem efectiv, da. Da. Îi dă o dulceață și o și facem lucitoare. Aspect, da. Un pic de aspect. Da, vara cu roșie se unge, iarna ci că se pune ou. Da. Și facem în semnele știute. Iată. Și cam atât. O lăsăm un pic să crească, acum că ea o să mai crească cât timp să arde focul din sus și apoi o băgăm la copt. Cam cât timp trebuie lăsată vița aia sau crengile alea să ardă subțest? Până se încălzește țăstul să fie cald acolo sus, la capac. Cum îl verificați și jos? Pun, jos, nu. Da? Scoateți jarul. Scoatem jarul, îl dăm afară, punem pâinea, punem jarul pe lângă țăst, îl tragem cu mătura un pic, lăsăm acolo și mai verificăm la 10 minute, vedem care e situația. Da, deci tot verificăm. Iată că nu există în cazul ăsta un potențiometru. N-avem ceasca la aragaz. Exact, totul e din experiență și experiența femeilor care fac treaba asta e clară. Tanti Marcica crestează puii, puii întregi îi punem, așa am zis, pe jar. Iată cum se crestează, e o tehnică și aici, pe lângă os așa un pic. Ca să putem să-l punem pe grătar să se facă bine, că dacă nu e crestat și nu se pătrunde carne și o mâncăm crudă. De pe lângă os așa se ia carne, iată cum se face, da? Bun. Și facem și pe ăsta. Important e să fie carnea cu os, pentru că atunci când se încinge osul ăla, frige și carnea mai bine. Uite, așa arată așa. Când îl punem pe grătar, îi dăm un pic de sare. Îi dăm sare, ulei, sare mare? Da. Și un pic de ulei? Da. Și un pic de ulei, să-i se facă față ca lumea. Da. Ia, atenție cum se întâmplă aici. Da, bine, aripile le desfacem. Le desfacem. Și după ce le spălăm. Ăștia sunt pentru premianți, cred că, aripile. Da. Cel puțin punem mie îmi plac. Și le punem la grătar. Uh-huh. După ce îl spălăm. După, da. După îi dăm cu un pic de sare. Așa. Ăștia sunt pulpele sau cotoaiele, cum cotoaiele, se spune. Pulpele le mai crestăm și pe ele un pic. Da, unde e carnea groasă? Acolo se crestează. Ca să poată să pătrundă focul. Fo, 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 fo. La poale de codru verde, un micșor focșor se vede, mă. Dar de-ncet și potolit de, hai duce ocolit. Lele de, hai duce ocolit. Nu știu, 10 sau 12 sau chiar peste 100-mi trece. Unde-mi frige de-un beribece, unde-l frige, nu-l prea frige și-l întoarce prin cârlige. Lele, eu, de aici m-aș mal duce, că aici inima-mi se frige, mă. Avem o tavă de pământ, că așa îi spune, nu? Da, tavă în de care pământ. Am pus apă fierbinte, cu usturoi. Usturoiul din belșug. Da, punem roșia. Punem roșiile aici. Da, atenție, salamură. Nu trebuie inundată în roșii, trebuie și doar să-i dea culoare. Doar să-i dea culoare un pic rozalie. Și atenție, ardei gras nu se pune nu în se saramura gras, de la vădastra. Nu se pune deloc. Se pune decât noi coacem ardeiul de raci și să sugem cu el. Asta e, da. Vedeți, i-am făcut aici o scobitură și așa se... Așa se da, și punem acum carnea. Punem pui. Pui, carnea foarte încinsă de pe grătar, o să-și lase imediat gustul în această zeamă. Uite așa. Da, deci nu se dă în clocot deloc. Nu. Nu se dă în clocot. Își lasă gustul exact acolo, în această zeamă. Fiind carne multă, carne din belșug, bineînțeles că
O să fie și zeamă foarte gustoasă. Da. Uite, o să pun deja raci. Raci aici, acasă. Raci, să dea aroma aia de ardei. Foarte bună. Așa. O să mai pui un cotoiaș. Pui două, trei. Sau două, trei. Nu se mănâncă imediat. Se lasă cam, eu știu, un sfert de oră, 20 de minute, să se infuzeze bine zeama, să-și ia gustul. Și arsura asta de pe deasupra cărnii are rolul ei. Da, e foarte bună. Da. Cine știe cine mi-o mai cânta mie? Lele firar, glasul tău să fie, mă. Am gătit astăzi mare parte la țăst. Ați văzut și cum se face un țăst aici în zona asta a județului Olt. Ce să zic, alături de tanti Marcica, de doamna Lili, venită de la Hârșești. Hârșești Argeș, da? Da. Deci ce am făcut? O luăm cu ciorbele, o ciorbă de roșii, iată acolo cu măturica de cimbrunia, o ciorbă de raci și, bineînțeles, o saramură de pui nemaipomenit de bună, pe lângă o pâine în țăst și celebra pâine cu brânză, iată un fel de calțone. Ia, hai să rupem așa, ia uite. Dacă nici acum nu v-am convins, nu vă mai conving niciodată. Da, ce să zic, mulțumim Centrului pentru Cultură și Artă Olt, da, și primăriei comunei Vădastra, domnului primar Sorin Rădulescu aici de față, să vă dea Dumnezeu sănătate și mulțumim că ne-ați primit. Da? Ce să vă dorim? Poftă mare pe ediția viitoare, dragii noștri prieteni!